Ionopotchivanoc și bine ați venit la Statistic Vorbind, emisiunea lucrului bine făcut. Astăzi o să vorbim despre Klaus Iohannis, al patrulea președinte al României. Da, suntem doar la al patrulea. Mai avem timp. E ok. Intrăm gradual în ultimul an cu Iohannis ca președinte și pare că sentimentul general e unul de nemulțumire. În principal din două cauze. Lipsa de rezultate și comunicare defectuoasă. Și din cauza asta ne-am gândit să ne uităm un pic mai în detaliu la motivele pentru care oamenii sunt nemulțumiți, în timp ce încercăm și să trecem prin momentele principale din cariera lui Iohannis ca președinte. Un fel de mandatele lui Iohannis în meme. Iohannis a devenit președinte în 2014, un an în care oamenii încă se jucau Flappy Bird și își turnau găleți cu apă cu gheață în cap. În 2014 a câștigat alegerile cu 54,43% din voturi și al doilea mandat l-a câștigat în 2019 cu 66,09% din voturi. Deși procentual pare că a crescut mult, numeric diferența era destul de mică, cel mai probabil din cauza prezenței scăzute la vot. Și pe lângă asta, pentru al doilea mandat, Iohannis candida împotriva Vioricăi Dăncilă, o personalitate politică atât de nerespectată încât cineva a câștigat ai omor doar imitând-o. O contradiasporă, dacă pot spune așa. Și iată că pot. Dar ca să vedem de unde vin concret nemulțumirile legate de Iohannis, putem să începem cu documentarul publicat recent de cei de la Recorder, unde încearcă să exploreze cât de mult cheltuie președintele nostru pe zboruri. Și numerele sunt mari. Cu un echipaj redus și servicii obișnuite de catering pentru 20 de pasageri, cu drumul avionului adus de la Paris, turneul președintelui prin Asia din luna martie depășește 1 milion de euro. Da, pe un singur turneu din Asia, Iohannis a cheltuit mai mult de 1 milion de euro doar pe avioane. Asta e o sumă mai mare decât întreg bugetul de transferuri al FCSB pe tot anul 2023. Cu diferența că FCSB a ieșit pe plus. Același documentar mai arată și cum, în contrast cu liderii altor țări, Iohannis ia avioane de lux pentru aproape orice călătorie. Mai rămâne să aflăm și că își parchează avionul pe locul altui președinte și își lasă numărul de telefon în parbriz. Dar ca să fim sinceri, erau semne de mulți ani cum că lui Iohannis îi plac un pic cam mult avioanele. Președintele Klaus Iohannis a descins ca în Top Gun la baza militară de la Mihail Cogălnicianu. Dincolo de apariția demnă de Hollywood, Iohannis s-a întâlnit cu piloții români și britanici staționați în țara noastră și a lăudat dotările aflate în baza aeriană din Constanța. Asta a fost acum mai bine de 6 ani și la câte meme s-au făcut cu faza asta, sunt destul de sigur că ăla a fost momentul în care Iohannis a decis să ia totuși avioane de lux pe banii noștri. Dar pe lângă toate costurile astea mult prea mari, documentarul respectiv de la Recorder mai ridică și problema transparenței. Pentru că atunci când a fost întrebat de unul dintre reporteri care-i faza cu costurile... Puteți spune, vă rugăm, de ce administrația prezidențială nu este transparentă față de cetățeni și de ce nu prezintă care sunt costurile deplasărilor domniei voastre în străinătate, așa cum se întâmpla în mandatele celorlalți președinți și chiar și la începutul mandatului dumneavoastră? Iohannis a răspuns cel puțin evaziv. Fiind administrația prezidențială, există o legislație specială care spune colegelor și colegilor exact ce se poate transmite și ce nu se poate transmite. Și chiar nu-mi imaginez că vreți să încurajați pe cineva din administrația prezidențială să încalce legea. Cred că ar fi chiar culmea. Practic, Iohannis susține că, din punct de vedere legal, sumele pe care le cheltuie el pe zboruri sunt secret de stat. Lucru care e demontat destul de tare în documentar de cei de la Recorder. Pe de altă parte, trebuie să fim corecți și să ne amintim că de-a lungul timpului, mulți oameni destul de dubioși au vrut să știe destul de multe lucruri despre Iohannis, cum ar fi... Unde este domnul Iohannis acum în seara asta? El a făcut în Piața Victoriei să iasă meeting-ul, am fost acolo 3 zile! Ce drept, vizitele în alte țări sunt o necesitate, că până la urmă una din atribuțiile principale ale președintelui este să reprezinte țara noastră în relații externe. Chiar Iohannis a apărat vizitele astea spunând că Africa e partenerul nostru cel mai apropiat regional și că am repus România pe radarul african. Până la urmă, indiferent dacă vizitele astea sunt total necesare sau nu, lipsa de transparență e o problemă. Și ideea este că scandalul ăsta cu avioanele nu-i prima dată când Iohannis răspunde evaziv la întrebări despre subiecte cu adevărat controversate. Până la urmă, nici nu poți să spui Klaus Iohannis fără să-ți amintești de faza aia cu 6 case și pe la începutul carierei prezidențiale a fost întrebat de chestia asta de către un jurnalist și a răspuns cel puțin evaziv din nou. Domnule Iohannis, câte case aveți, domnule? Câte scrie în declarația de avere? Păi, spuneți-le. Citiți-o și veți vedea. Dar hei,
măcar nu devine și mai antipatic până la finalul interviului, nu? Nu? Deci înțelegeți, chiar și pe oamenii aia care sunt profesori, învățători, educatori, când se întreabă, uitându-se la dumneavoastră, dom'le, eu cu ce am greșit? De ce n-am reușit? Ca prin muncă cinstită ca domnul Iohannis să am 6 ghinion. Case. Au ghinion? În timp ce Iohannis și-a cerut mai târziu scuze pentru faza asta și a explicat ce voia să zică de fapt, mult mai multă lume a văzut interviul inițial decât explicațiile după. Și uite care e faza. Toți am vrea un președinte de care să fim mulțumiți și să meargă țara bine. Dar lipsa asta de transparență și atitudinea asta evazivă și uneori chiar agresivă și arogantă din interviuri face oamenii să nu mai aibă încredere în el. Și oamenii nu mai au încredere în el. Dacă în 2018 cam 36% din români spuneau că au foarte multă încredere în președinte, în 2023 sondaje realizate de aceeași instituție arată că procentul a scăzut la 9%. Singurul mod în care poți pierde încrederea oamenilor în tine mai repede și mai intens de atât este să-i întrebi dacă vor să facă bani rapid și ușor, că știi tu o metodă. Și sincer, cred că să cheltui foarte mulți bani publici pe avioane de lux în plină criză nu-i tocmai modul cel mai potrivit să câștigi încrederea aia înapoi. Dar măcar dacă am dat atâția bani pe turneele astea, s-a meritat? Mă bucur că am întrebat. Nu, dar un pic și da. Reflected from Romania! Claus Iohannis! Welcome to Zanzibar! Zanzibar! Hakuna Matata! Mr. President! Așa i-au urat bun venit cei din Zanzibar lui Iohannis. Și da, acolo la final au spus Hakuna Matata. Dar hei, măcar acum știm ce o să facă Iohannis după ce nu o să mai fie președinte. O să fie Lion King. Și sincer, nu puteau să aleagă o frază mai bună, pentru că Hakuna Matata, în limba Swahili, înseamnă fără griji și denotă o atitudine relaxată, de nepăsare. Iar în punctul ăsta pare că dacă Iohannis ar mai putea să candideze odată, ăsta ar fi sloganul lui de campanie. Dar chiar și în pandemie, unde situația era extrem de sensibilă, președintele nostru a ales uneori să se exprime așa. Orice rațiune normală ne spune să fim precauți. În fața unei boli ești precaut sau ești prost, una din două. Cu genul ăsta de răspunsuri date în situații foarte sensibile și controversate, cum ar fi pandemia sau scandalul cu casele sau cu avioanele, nici nu-i de mirare că încrederea oamenilor în Iohannis e atât de precară. Dar știți ce n-a fost niciodată precar? Brațul lui Iohannis. Doamne, sper că nu merge și la sală tot cu avionul, pentru că altfel o să trebuiască să plătim cheltuielile statului cu bancnote din astea. Pe lângă problema comunicării, mai contează foarte mult și rezultatele. Și din perspectiva asta, unul din proiectele principale conduse de Iohannis a fost România Educată. Un proiect care din 2016 încoace își propune să reformeze sistemul nostru educațional. Dar hai mai bine să explice chiar președintele. România Educată este un proiect strategic. România Educată vrea să ajute la creionarea, la conceperea unui sistem educațional pentru România secolului 21. Deci, practic, din 2016 încoace, Iohannis rulează propriul lui program de reforme în învățământ și, Doamne, ce tare sper că nu a dat fix zero rezultate. Na, știam eu. Faptul că România stă prost la educație nu e o informație nouă pentru majoritatea oamenilor. Dar faptul că de 7 ani încoace avem un proiect care încearcă să repare chestia asta e probabil o informație nouă pentru majoritatea oamenilor. Pentru că proiectul ăsta efectiv nu se vede. 16% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani au renunțat în 2022 la școală sau formare profesională. Puțin peste 40% dintre români nu au absolvit 8 clase, o arată datele recensământului de anul trecut. Este procentul care dovedește că România Educată rămâne doar un vis frumos. Și cu toate că avem un proiect atât de important dedicat reformelor educaționale, în 2023 România a alocat doar 2,1% din PIB pentru educație. Cel mai mic procent din ultimii 10 ani. Normal că nu mai avem rezultate. Indiferent dacă crezi că Iohannis a fost un președinte bun sau rău, e clar că oamenii sunt nemulțumiți. Și motivele pentru asta sunt destul de evidente. Controverse la care răspunsurile sunt nesatisfăcătoare, lipsă de implicare și lipsă de rezultate în proiecte foarte importante, cum ar fi România Educată. Dar până la urmă, acum când intrăm în ultimul an cu Iohannis ca președinte, două lucruri rămân clare.
e singurul președinte cu brațul destul de mare încât să ne distragă de la pandemie și e singurul președinte cu avioane mai șmechere decât Țiriac. Mă rog, statistic vorbind. Vreau să văd cât te ține cringe-ul. Pot să vă răspund informal. Ha, ha, ha. Vă mulțumesc tuturor.